Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu o șoferiță filmată în timp ce circula cu mașina pe interzis. S-a întâmplat la doi pași de sediul IPJ Timiș. Afli apoi povestea unei rețele de proxeneți săltați de polițiști pentru trafic de minori. La final afli că cei de la primărie caută colaborator pentru preluarea corespondenței și oferă 10.000 de euro pentru asta. Zona punctelor cardinale este un adevărat infern pentru șoferi la orele de vârf. Aglomerația este la ea acasă, iar în unele momente câte un conducător auto se hotărăște să încalce și regulile de circulație. Este și povestea unei șoferițe filmate pe strada București, în timp ce circula liniștită pe contrasens. Imaginile au fost surprinse de unul dintre cititorii tion.ro cu o cameră de bord. Acesta circula regulamentar când pe strada București s-a trezit cu o mașină pe contrasens. Imaginile ne-au fost trimise ulterior pe adresa redacției. Operațiunea polițiștilor de la crimă organizată în această dimineață la Timișoara. Oamenii legii au descins în locuințele unor suspecți acuzați de trafic de minori și proxenetism. Trei persoane au fost săltate și duse la audieri la sediul DICOT, însă se pare că rețeaua era formată din 5 proxeneți. Aceștia racolau tinere care proveneau din familii dezorganizate, iar apoi le forțau să se prostitueze. Pe tion.ro ai însă toate datele. Reprezentanții primăriei Timișoara caută firmă de curierat pentru colaborare. Societatea ar trebui să se ocupe de preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței. Mai mult, contractul ar urma să fie atribuit direct, iar suma pusă la bătaie este de 27.000 de euro. Pe tion.ro ai însă toată povestea. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.